parcul teme. Trec pe aici oameni de toate vârstele, de toate condițiile sociale și de sănătate, cu copii sau fără. Și întâlnesc, iată, grămada asta veselă de căței. Vagabonzi. Dar cu etichete, cu chipuri. Mare bucurie și mare ușurare că statul iar în evidență. Dar cred că mai bine ar fi dacă i-ar izola. Nu știu dacă e de competența Universității Tehnice, mai degrabă e de competența Primăriei Chișinău, dar e musai să izoleze câinii vagabonzi, pentru că ei sunt pericol social și boli transmit de tot felul și poate sară să agreseze, să muște pe oricine, oricine le pare lor ciudat, străin, dușman. În haită poate să-l încolțească pe cineva și să-l facă neom, zob. Și afară mai este unul, încă mai mare, un câine lup, tot mai danez. Strada Studenților, colț cu bulevardul Moscova, Rășcanii Chișinăului. Domn primar, facem ceva? Nu doar să-i castrăm și etichetăm, dar să-i instituționalizăm, vă rog, până le găsim familii. Poate noi familie cu fi avut până acum, în mod sigur. La stație am mai găsit doi. Deci o turmă de 7 dulăi. De toate culorile și de toate dimensiunile. Un pericol public. Stai că acolo mai sunt 2. 9. Poftim. La stație Terminus.